Astăzi suntem în momentul în care deschidem acest șantier. Este momentul în care am predat amplasamentul către antreprenor. Aici va fi construită o tribună cu 470 de locuri. Vor fi vestiare, va fi cameră pentru arbitri, cameră tehnică, cabinet medical, 4 culoare de alergare de 90 de metri cu groapă de nisip, un teren de basket care va avea dimensiuni de competiție și un teren de fotbal pe teren sintetic. Multă lume întreabă de ce sintetic, pentru că am avut mai multe discuții cu reprezentanții cluburilor sportive din Timișoara și au nevoie de așa ceva. Au nevoie de un teren sintetic pentru desfășurarea activității sportive și pe timp de iarnă. Acest teren va fi dedicat tinerilor care fac performanță, dar și sportului de masă. Va putea fi folosit inclusiv de către școli și corelat cu viitorul parc din strada Ion Rațu, care va avea tot o tematică sportivă cu piste de alergare și alte terenuri de sport, va redeschide sportul de performanță și sportul de masă către zona de nord a orașului. Când am preluat mandatul, am și spus, Timișoara la nivel de infrastructură sportivă este zero, iar eu nu pot să fiu indiferent cum au fost ceilalți. Administrația înseamnă nu doar critică, înseamnă să facem ceva. Iar acest proiect, Stadionul Lego și Stadionul Lego, sunt două proiecte care practic din idee se transpun în realitate. Din vorbe devin fapte și vor fi folosite. Dar astăzi este important că această arenă de fotbal prinde viață. Este nevoie să construim în toate zonele orașului și baze inclusiv mai mari, în care să existe teren de fotbal, să existe teren de basket, handbal, mini-fotbal și avem nevoie și de bazine de not. Pentru acest considerent am început proiecte, dar este nevoie să construim și bazine de not. Investim în sănătate, investind în sport.